la o nouă ediție a emisiunii Rom pentru România. Astăzi printre subiectele noastre de interes discutăm despre cel mai important eveniment al minorității rome din țara noastră. Este vorba despre Adunarea Generală Extraordinară a reprezentanților comunităților de rom din România, care va reuni la Sala Palatului atât liderii romilor din toată țara, cât și nume sonore din clasa politică și din societatea civilă. Pentru a afla mai multe amănunte despre acest eveniment, îl am alături de mine chiar pe președintele Partidei Romilor, Nicolae Păun. Bun venit, Bună dimineața și bine v-am găsit! Iată că așteptam de ceva timp să abordăm acest subiect. S-a tot discutat în, în ultima perioadă despre, haideți să-i spunem, Congres, deși e o adunare generală, dar noi l-am cunoscut așa sub forma unui Congres la nivel național, unde reuniți, eu știu, cred că peste 4.000 de persoane devine o obișnuință deja o tradiție, da. <laughs> o tradiție să organizăm asemenea reuniuni cu un număr atât de mare de persoane. da. Îl poți numi congres, dar este vorba de adunarea generală extraordinară a reprezentanților comunităților de rom din România. N-am spus odată, am spus-o de mai multe ori, că în România sunt peste 600-650 de comunități de romi, comunități cu un număr mai mare de romi, undeva de la 700-800-1000 de persoane în sus. Noi nu acoperim întreaga arie, noi Partida Romilor nu acoperim întreaga arie, avem undeva la vreo 400 de structuri la momentul actual și atunci când luăm niște decizii importante la nivelul organizației, ca orice partid, ca orice organizație care se respectă trebuie să ne consultăm cu toți liderii și să avem un vot de încredere pentru următoarea perioadă de timp. Am auzit multe cuvinte de laudă la adresa evenimentului pe care tot Partida Romilor l-a organizat și tot dumneavoastră l-ați inițiat. Da, anul trecut noi am stabilit niște relații, dacă vrei, politice cu anumite partide uh, care au fost prezente la 5 noiembrie anul trecut, anul trecut 2023, da. pentru că se apropiau alegerile locale și europarlamentare. Nu știam la data respectivă dacă vor fi cumasate sau nu. Și sigur că trebuia să luăm niște decizii. Și după cum ați văzut, noi ne-am ținut de cuvânt. Am... Uh, încheiat acorduri politice locale cu PNL-ul, cu dmr cu PSD-ul, am încheiat acorduri politice cu PUSL-ul, acum ne aflăm într-o altă etapă. Este vorba de alegerile prezidențiale, este vorba de alegerile parlamentare, este vorba de... mă rog alte forme de dialog decât cele care au fost la nivel local. Este vorba de viitoarea guvernare a țării. O altă de o să etapă fim, deja. O altă etapă, Trebuie să fim un pic puțin mai atenți și să ne gândim care sunt chestiunile de noutate cu care trebuie să venim și să le expunem la nivelul congresului și congresul să decidă. Iată deci că adunarea generală a reprezentanților comunităților de romi are loc deci pe data de 1 noiembrie, dacă n-am specificat acest lucru, săptămâna viitoare. Mai păi sunt zile. Azi duminică 27. Mai sunt. Și vineri are loc. Și vineri, pe data de 1, începând cu orele 13.30, începe congresul cu 4.000 de persoane, adică însemnând delegați din 400 de comunități. Care da. sunt principalele teme pe care le veți propune reprezentanților clasei politice? nu Că vor fi prezenți și dumnealor, partenerilor Partidei Romilor și delegațiilor comunităților de romi care vor fi prezente. Până la momentul actual, adunarea generală a stabilit doar câteva obiective în ceea ce privește politicile publice pe care le vom lansa. La acest congres am și emis o broșură. Nu este vorba de program de guvernare. Noi nu formăm guvernul României ca să venim cu un program de guvernare. Este vorba de anumite propuneri pe care le facem partidelor politice care vor guverna și, dacă vor consimți de cuvință, să introducă aceste idei în programul de guvernare a României. E o mare diferență de abordare. Eu am văzut, domnule Pom, v-am întrerupt, am văzut că în broșură este foarte clar structurat. Da? Avem pe de-o parte problemele cu care romii se confruntă și pe de cealaltă parte soluțiile cu care partida romilor vine pentru a... Deci practic ați făcut așa o sinteză nu a problemelor pe care... Le-ați întâlnit de-a lungul timpului în experiența dumneavoastră din comunități și a asociației pe care o conduceți? Noi nu putem să vorbim despre o politică ideologică de centru stânga sau de centru dreapta, deși ai putea spune la prima vedere că problemele noastre, în către... proporție de peste 70 și ceva la sută, se îndreaptă către zona uh, centru stânga. Bun. Uh, noi, dacă am face o listă anilor 1990, continuând până în anul 2000, primii 10 ani de, așa zis, activism a romilor, noi am cam băjbuit, am mers ca orbeții, pentru că, pe de-o parte, s-au constituit foarte, foarte multe organizații civice. Și este un drept constituțional să se constituie, nimeni nu are nimic împotriva lor. Constituția României nici nu ne-a favorizat cumva în sensul în care minoritățile istorice, dar care nu au posibilitatea, numeric vorbind sau ideologic vorbind, să poată să aibă un cuvânt de spus atât în administrația locală. Ca de altfel și în administrația centrală. Constituția ne limitează, spune că o minoritate nu poate avea mai mult de un reprezentant în Parlamentul României în condițiile legii Actual. electorale. Iar legea electorală te trimite la pragul electoral, care trebuie să fie de 5%. Foarte greu în România ca tu să încerci să faci 5% însemnând vreo 400 și ceva de mii, 500 de mii de voturi la alegerile parlamentare ca să ai grup parlamentar. Foarte greu și în plan local. De ce? Repet, romii din România o parte se regăsesc către zona liberală, din cauza profesiilor, alții se au probleme multiple din punct de vedere social și atunci se duc către primarul, care îl ajută, se duc către partidul care îi oferă da. chestiuni concrete. Ce îmi dai azi? Să mănânc, că mi-e foame. Și o lasă încolo de politică. Și mai greu mai stel să se gândească la ceea ce înseamnă viitorul copiilor lor. Sunt foarte multe voci în societatea civilă, voci critice care spun că dacă erau ei... Nu știu ce făceau, nu știu ce drăgeau, nu știu cine i-a oprit. Că puteau să facă multiple lucruri. Nu i-a oprit nimeni. Noi, ca și organizație, trebuie să se înțeleagă faptul că noi am făcut ce am putut în condițiile legii electorale. Am căutat alianțe politice cu partidele politice, plecând cel puțin de la... Uh, ideea că nu putem să guvernăm noi România niciodată și nici măcar nu putem să guvernăm la, în plan local. Și aveți local. nevoie de sprijin politic. <coughs> clar. și atunci, sigur, diplomatic vorbind, trebuie să-mi caut un aliat. Că altfel n-am cum să rezolv atât de multe probleme, repet, cu care ne-am confruntat imediat după 1990. Am targetat, am spus, domne, avem probleme în ceea ce privește educația, avem probleme în ceea ce privește dezvoltarea comunitară, avem probleme în ceea ce privește cultura, avem probleme în ceea ce privește sănătatea publică în general și în mod special în comunitățile de romi. Aceste idei au stat la baza ca să-i spunem așa, activității noastre a partidei din 1990-92 și până în prezent. Am făcut destul de mulți pași, nu cât trebuie, atenție, destul de mulți pași în aceste direcții exprimate de către mine. Pe site-ul partidei deja apar, dacă nu mă înșel, sau au apărut sau or să apară în zilele acestea, câte inițiative legislative parlamentare și câte reglementări guvernamentale uh, au avut loc din anul 2000 și până în anul 2024. Uită-te ce se întâmplă la nivelul învățământului uh, pe ansamblu, la nivelul româniei, Că și România are carențe în sistemul de învățământ destul de mari. La Dar, păi, să vorbim de noi. uite ce se întâmplă cu tot ceea ce înseamnă dezvoltare comunitară, că în România în 50% din comunitățile, dacă luăm comunitățile rurale, oamenii nu au canalizare și au wc un hazna, un hazna în curte, în spatele curții. Uită-te ce înseamnă din punct de vedere sanitar. Nu avem un, un punct sanitar deci nu mai vorbesc de dispensare. Hă, deja e un vis un lux foarte, foarte, de... foarte, foarte, foarte îndepărtat. Sunt multe probleme la nivelul formei de organizare statale, la nivelul promisiunilor. Facem case la 35.000 de euro. Dumnezeule, în ce țară trăim? Adică noi avem hazna în curte, nu avem apă și facem case la 35.000 de euro. Mă rog, sunt foarte multe lucruri de acest gen pe care noi trebuie să le cântărim cu foarte multă atenție și să vedem către ce ne îndreptăm. Ori acea brușură, revenind în context și încercând să resubliniez ideea că acea brușură de care noi facem vorbire, este o ofertă pentru ca un partid politic care se vrea a fi, eu știu, susținut, de către Partida Romilor și de către noi la acest congres să citească acea broșură să vadă ce poate și să, vă susțină și până să la ne susțină urmă. bineînțeles în demersul lor guvernamental. Suntem înainte a tururilor de, de scrutin pentru alegerile parlamentare, dar înainte sunt cele prezidențiale și o să vă rog să-mi spuneți clar dacă dumneavoastră candidați la alegerile parlamentare știu că s-au încheiat deja da, s-au depus listele pe 17 octombrie, sunteți în capul listei, cum s-ar spune, da. pentru Partida Romilor. Da, eu voi reveni în Parlamentul României pentru că, așa după cum am promis de mai multe ori, eu am așteptat ca să se facă lumină în ceea ce mă privește. Și nu am așteptat un an, am așteptat 10 ani. Ca DNA-ul să poată să se pronunțe în ceea ce mă privește. Pe data de 27, chiar astăzi, 27 octombrie 2014, începea urmărirea penală în ceea ce mă privește. Suntem în anul 2024, 27 octombrie s-au schimbat vreo cinci procurori și uh, toate acuzațiile au fost uh, retrase de către DNA, în ceea ce mă privește, în sensul în care eu am fost uh, găsit nevinovat pentru uh, absolut toate capetele de acuzare. Am lăsat timpul să vorbească, uh, eu am știut să fac și altceva în acești 10 ani de zile Uh, a stat linistit, am stat liniștit, nu m-am agitat că n-am avut de ce dar uh, repet uh, probabil că Partida Romilor era la un alt nivel dacă nu încercau niște prieteni din politica românească să îmi facă anumite chei uh, pentru ca să preia mișcarea uh, romilor și să preia Partida Romilor ăsta este marele adevăr uh, nu le-a reușit pentru că eu uh, am mers uh, sigur și uh, fără niciun fel de temere uh, mai departe. Am stat la organizație, am muncit, mi-am mi -am ajutat ceilalți colegi. A fost uh, Daniel Vasele deputat patru uh, ani de zile, un mandat. A fost Cătălin Manea. Acum Cătălin Manea. Ați și spus este... de altfel la un moment dat, domnule Păun că atunci când veți dovedi că sunteți nevinovat, sunt toate șansele să reveniți în politică. Adică v-ați dorit lucrul acesta, dar mai presus de orice timp până ați putut să-l să derulați mai repede. Nu a trebuit să așteptați totuși acești ani să... Monica, să -și... vreau să subliniez un lucru, deși da. cred că pe de spectator nu interesează foarte mult acest aspect. Eu puteam să revin. Și în 2020. Putem să continui și în 2016. Putem să uh, fiu în continuare în Parlamentul României, că nu am avut nicio restricție în sensul ăsta. Nu am vrut eu, uh, din punct de vedere al moralității și al bunului simț, am zis nu, până nu se termină cu totul de la A la Z, nu mă întorc. Sigur că uh, ciorba reîncălzită nu mai are aceeași uh, uh, calitate, nu mai are același gust. Dar mă întorc pentru că mai am multe lucruri de spus. Organizația noastră are nevoie de un lider și sunt prezent. Uh, e nevoie să schimb uh, uh, generația, este nevoie să vin cu alți lideri noi, uh, este nevoie să reformez tot ceea ce înseamnă Partida Romilor este nevoie să vin cu noi idei constructive, este nevoie ca să redăm încrederea tuturor că Partida Romilor nu este acea organizație care nu a făcut nimic vreme de atâția ani de zile, ba din contră. Vom încerca să îl uh, convingem cât se poate de mult că altcumva stau lucrurile decât uh, așa cum au fost ele expuse Astăzi este și ultima emisiune când apar la voi până ce va trece Campaniela campania electorală, Pentru da? că ce ne-au nu mai dă voie, nu mai permite, așa că aștept întrebările tale eu voiam să vă întreb dacă dumneavoastră credeți că minoritatea romă este suficient de puternică și bine reprezentată în Parlament, având întotdeauna un singur deputat. Știu că dumneavoastră v-ați fi dorit să fie reprezentată altfel, dar de ce nu se poate și ce s-ar putea face în acest sens? În primul rând că. Felul în care este reprezentată partidul Romilor în grupul pentru minorități naționale este uh, sub nivelul uh, minim minimorum de reprezentare. Nu poți să compari o minoritate cum este cea a romilor care depășește mă rog, aproape se duce aproape la 600.000 de persoane declarate la recensământ, statistic, da. Și parte. mai sunt încă câteva sute, știm și noi, care nu au fost recenzați, cetățeni români de etnie român, și să-i compari, deci să aibă un singur deputat, să-i compari cu o altă minoritate, care au o mie de persoane la recensământ, două mii de persoane. Și au și ei un deputat. Și au și ei tot un deputat. Nu mai spun că sunt minorități care sunt cehi și slovaci de exemplu, au doi, dar e vorba de acești minoritate. Bine, se spune sau... doar e vorba de două țări. Am înțeles și contextul ăsta. Se putea modifica textul constituțional. Se putea modifica și legea electorală în ceea ce privește minoritatea romă sau celălaltă minorități. Vă dau doar un exemplu simplist. Nu e deloc complicat. Dacă ne dădea prag de 3% și tot era bine la era Parlament altceva? pentru minorități și tot era bine dacă ne dădea prag de 3% la alegerile locale și tot era bine numai că ne țin acolo într-o zonă în care uh, să nu fim nici cai dar nici măgari uh, acum sigur că eu mi-aș fi dorit din totdeauna să am un grup parlamentar, cineva o să spună, dar cine vă oprește să nu faceți grup parlamentar? Păi tocmai voi partidele politice, tocmai voi băieții ăștia de la SRI, tocmai voi legislația în vigoare <laughs> Nu știu ce pagubă cream noi acestei țări dacă eram un grup parlamentar format din 10 deputați. Este foarte adevărat că este mai ușor să ne mângâi pe crește și să spui, uite, ți-am mai dat, ți -am dat Agenția Națională pentru Om care e praf și pulbere, de atâția ani de zile nu finanțată, nu modificată lege, uite, ți-am dat muzeu. Ai acum muzeu. n că nu Pă există. Hârdie. Ele pe hârtie. Nu ai locație. Uite, <coughs> ți-am dat Centrul Național de Cultură a Romilor. Pe hârtie, că el nu există. De 20 de ani nu există Centrul Național de Cultură a Romilor, decât pe hârtie. Sunt niște piedici. Uh, relativ, uh, da. Uite, ți-am dat uh, aia, ți-am dat aia. Nu mi-ai dat. Că nu-mi nu dai tu de la tine de acasă, Partidul X. Dacă vorbim despre politici publice pentru o minoritate care se află într-un <coughs> dezavantaj fantastic în ceea ce privește integrarea acestei minorități, atunci ar trebui să vii cu măsuri afirmative. Și sunt destule metode, dacă e să le gândim, pentru că, idei, slavă Domnului, avem cu grămada. Eu vreau să găsesc, în primul și în primul rând, un partid care poate să gândească că poate să ne ajute pentru că extremismul în plan european, la momentul actual, a luat, este, amploare. A luat amploare și este un pericol eminamente și pentru structurile europene, dar și pentru statele membre, să ne înțelegem. Ori și atunci eu stau să mă gândesc acum, frate, cu cine stau eu la masă și cine vine în apărarea mea dacă în România, că avem vreo două, trei partide extremiste la momentul actual, se gândesc cumva că de obicei știm cine, dar e în la care e mai slab, toată lumea uită. Toată lumea se face că nu înțelege. Ești băiat bun doar când e vorba de alegeri sau mai ești băiat bun așa când are nevoie de tine, undeva, pe undeva. Dar în rest, de 30 de ani de zile, nu mai vrea -vre -vre bla 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 și bla bla bla. Cam atâta. Ori să încerci să te descurci, că tu spunei, să încerci să te descurci, de exemplu, într-un parlament de unul singur cu 400 de deputație, 384 cât sunt, e foarte greu. Este enorm de greu. Trebuie să dansezi pe sârmă ca să poți obții unele lucruri. Sigur, acum să te duci cu sărămâna la fiecare președinte de Consiliu Județean, să te duci cu sărămâna la fiecare ministru, să te duci să te ploconești ca să faci bine unei noi generații. Care generație? Că toată lumea spune, bă, copiii noștri ar trebui să trăiască împreună. Dar numai împreună nu trăiesc. E sunt trăiesc. Afară, ăla, la ăla muncă, au Ăla e într-o parte, ăla e într-o parte. E țigan, pune în, în ultima bancă și sunt o sumedieni. Cred că ne-a ne trebuit zeci de emisiuni ca să discutăm despre ceea ce se întâmplă pe, pe, pe teritoriul României. Cu toate astea, n-am ce să spun. Colegii mei, Cătălin Marea și cu Daniel Vasile, și-a făcut treaba foarte bine. Eu am fost foarte mulțumit de ei. Revin pentru un mandat. Nu știu dacă am să mai continui, dar pentru un mandat revin că am niște lucruri pe care trebuie să le pun la punct. Care sunt principalele provocări cu care se confruntă astăzi, să zicem, minoritatea romă și mai revenim la problemele cu care se confruntă această minoritate și cum intenționați să le abordați, eu știu, în viitorul mandat? Sunt foarte multe, domnule, pe unde de rezolvat. Nici nu știu cum o să le luați așa pe fiecare în parte. Sunt uh, probleme și, acum revenind la ceea ce mai discutam și alte dăți, Partida Romilor de multe ori este și acuzată că nu face cât ar trebui sau că ce a făcut în toți acești ani. Uh, sunteți tot timpul uh, supărat când vedeți aceste acuzații, dar poate că neștiind din interior cât uh, zbucium și cât, uh, câtă muncă este în. Uh, interiorul organizației? Bun. Uh, primul lucru pe care vreau să-l fac este să vorbesc cu un partid politic uh, care va guverna dacă vrea să privească serios problema uh, comunităților de romi din România. Dacă da, atunci trebuie ca împreună să putem să luăm bani de la Uniunea Europeană uh, pentru dezvoltarea comunităților de romi. În planul național de redresare și reziliență, nu sunt bani pentru așa ceva. Sau dacă sunt, sunt prea puțini. În schimb, după cum știm cu toții, un guvern face și un guvern desface. Pe teritoriul României, în ultimii ani, cred că în ultimii 10 ani, dacă nu mă înșel, au intrat bani de la Uniunea Europeană. Cam un miliard jumătate de, de euro. Deci, atenție, un miliard jumătate de euro. Banii aceștia au fost consumați de instituții ale statului român. Au fost consumați de ONG-uri care sunt ale majoritarilor, nu ale romilor. Din societatea civilă a romilor, nu cred că sunt vreo 4-5 organizații. Asta vreau să vă întreb. Cât au consumat? 3-4 organizații, 5 organizații care mici. au avut acces. Organizații care au mai. și expertiză, da. mă rog, este treaba lor, ei dau socoteară pentru banii respectivi. Deci, primul lucru care trebuie să-l faci este să pui într-o ordine fondurile care îți vin pentru comunitățile de romi, să încerci să vii cu o legislație corespunzătoare nevoilor comunităților de romi, dacă începem să gândim așa, atunci lucrurile încep ușor, ușor să aibă uh, o deschidere. Dar dacă, de exemplu, într-un minister ca Educației, Ministerul Educației, tu nu ai o secțiune separată, cu finanțare separată, pentru comunitățile de romi care sunt dezavantajate, ca să poți să. Construiești o școală, să poți să. Să faci, faci, ceva, concret, să da. faci ceva concret. Să poți să vii cu, în zona respectivă, să poți să ai o școală de meserii, să poți să faci cumva ca mijloc, să ai un mijloc de transport pentru copiii care vor să meargă la cel mai apropiat liceu. Dacă nu ai grădinițe, dacă nu ai, mă rog, after school-uri, dacă nu vii cu programe care se intervină acolo unde familii dezavantajate au nevoie de susținere financiară, atunci putem spune că ministerul Educației este doar un minister care vizează, nu știu, vizează doar o anumită categorie de cetățeni. Nu este minister al educației pentru toți cetățenii. Pentru că legea spune, domne, școala este obligatorie și e și gratuită. Nu mai gratuită nu este și obligatorie nici cum că n unde, nu se poate. Aici avem multe idei și multe probleme pe care trebuie să le aducem în discuție. Nu ai cum să nu cadastrezi în primă fază comunitățile de romi. Nu ai cum să nu le treci într-un într-un plan de dezvoltare a comunei respective. Nu ai cum să nu le racordezi la curent și la uh, apă și canalizare, dar primarul în cauză trebuie să lucreze împreună cu Ministerul Dezvoltării și să-i primească, cel puțin, proiectele uh, uh, de dezvoltare, Ministerul Dezvoltării și să poată și-l financeze totodată, pe lângă banii pe care îi primește de la Consiliul Județean. Da? Avem nevoie de o serie de legi care trebuie puse la punct, care să ușureze într-un fel sau altul obținerea documentelor de identitate. Dacă vorbim despre sănătate, păi, dacă noi nu reușim pe teritoriul României, cel puțin în 4-500 de comunități, să facem un punct sanitar, păi nu suntem în stare de nimic. Suntem doar niște persoane care vorbim și cam atâta facem. Uh, sigur că... Misiunea dumneavoastră mi se pare foarte grea pentru că trebuie să o luați mult prea de jos. Adică, vedeți, nu suntem la am un, un nivel... Plan, ambițios, da. Am un plan ambițios și sunt S convins că îl voi duce la, la bun sfârșit. Doamnelor, domnilor, discuția noastră continuă după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit la discuția noastră în studio. Alături de mine este în continuare Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor Pro Europa. Uh, da. Uh, veți vedea, ne vom întâlni și veți vedea, că începând cu anul care vine, voi începe să construiesc niște centre modulare, tip containere, uh, unde într-o suprafață de aproximativ 80-85 de metri pătrați, unde vom lua, vom achiziționa terenul și vom face și infrastructura pentru suprafața de teren, nu mai mare de 5-600 de metri pătrați. În centrele astea modulare, veți vedea că vom avea o sală de curs, undeva la aproximativ 37-38 de metri pătrați și vom avea trei birouri. Un birou pentru mediatorul sanitar, un birou pentru mediatorul școlar și un birou pentru liderul din comunitate. Încerc să unesc aceste trei tipuri de activitate într-una singură, într-o singură clădire, fără să depindă primărie. Nu am treabă cu primăria. Pormă încerc să le Logez, să le prind pe toate într-o rețea la nivel național și urmă, și să aduc lor. acolo, în comunitate, <coughs> să aduc proiecte și programe de dezvoltare și de pregătire. Pregătire profesională și de dezvoltare, în sensul în care de acolo poți obține niște startup-uri. 25.000 de euro, 35.000 de euro, 50.000 de euro, depinde de programe. Ce lipsește României la momentul actual pentru comunitățile de romi este această rețea de aproximativ 400 de centre modulate, care să fie toate sub o singură comandă și care toate la orice oră, în orice clipă, în orice moment, să poată să-și facă activitatea. De exemplu, dacă tu ești mediator școlar, în acea clasă, tu poți să faci after school. Tu poți să iei copiii din comunitate Că te și ajutăm noi ajungi. cu rechizite da, și da, ce da. mai ai tu nevoie, și tu poți să-ți faci treaba. Dacă ești mediator sanitar, nu este un mare efort să, să nu facem un punct sanitar acolo care la să se La nivelul mai multor comunități, nu? Voi lucra în peste 300 de comunități. De în, nevoie... primul mandat, în primul da. mandat, deja de la anul, sunt aproape în contractare pentru 100 de module de acest gen. În trei ani de zile voi face 300 de module. Dacă o să am bani, poate reușesc să fac în toate cele 400 de module. Ăsta este cel mai interesant proiect pe care eu îl văd, că trebuie să-l realizez în patru ani de zile. Atunci comunitatea știe că este legată de cel puțin două, trei chestiuni care sunt interesante. Nu am loc unde să fac, de exemplu, să duc copiii la eu știu, clasa zero. Este clasa pregătitoare. Iau în clasa aia și fac cu ei cursuri în calitate de mediator școlar și îi pregătesc pentru clasa 1. Tot acolo fac rost de mâncare și nu este mare lucru să faci rost de mâncare într-o comună că nu dai să mănânce la 3.000 de oameni și le dăm un sandwich, le dăm un, un, un pahar cu lapte sau ceva copiilor ca ei la rândul lor să vină să-și facă temele un fel de after school. Noi lucrăm pe banii organizației. Eu nu mă împrumut de la nimeni, nu mă împrumut de la bancă. Lucrez și încerc mm -hmm. să, să managerez banii organizației fără să apelez nici măcar la guvernul României. Nu. Aceste lucruri le fac eu. Cu sigur, ce puteți? Cu, cu ce pot eu. Cu ce poate organizația? Sigur că în dialog cu guvernul României mă pot ajuta cu mai multe chestiuni, dar eu nu vin în acest dialog vorbiți. cu mâna goală. Spuneam de uh, punctul ăsta sanitar. Da. Dacă el e mediator sanitar, în primă fază eu mă zbat ca mediatorii ăștia sanitar să fie angajați. Să fie plătiți de primărie, dar plătește Ministerul Sănătății. Da? Ulterior i-am dat și uh, mai departe la școală se duc, fac niște cursuri și pot deveni asistenți medicali. Și acolo nu mă doare mâna să fac rost de un dulăpior și cum era odată să aibă acolo... Uh, Strict o, un strictul necesar, eu știu măcar Eu știu, un spirit, o, o chestie, un pansament, să-i fac o injecție unui copil, să-i iau o tensiune unui bătrân, să aibă niște evidențe. Adică încerc să ajung comunitatea să vadă că nu este părăsită și că cineva intervine pentru ei în, la nivelul la care putem. Sigur că de aici poate să vină să mă sprijine Consiliul Județean, poate să mă sprijine primăria, de exemplu să mai dau bani pe teren să ne primăria în concesiune pe 99 teren, de ani, ce de 500 de metri pătrați. Pot să fac și un loc de joacă acolo pentru copii să-l dotez, să-l amenajez, să vină și să... Deci acestea sunt ideile cu care partida romilor pleacă în negociere cu, uh, cu, partidele politice. Nu plecăm pentru funcții, nu negociem funcții. Noi negociem lucruri care sunt interesante pentru comunitate. O să vedem uh, peste un șase luni, șapte luni, un an de zile. Vă chem la uh, primele zece uh, module pe care deja le și pregătesc în, uh, în primăvara viitoare, o să le și vedeți. Dacă veți avea și această susținere politică de care dumneavoastră aminteați, probabil că se vor putea realiza și mai multe lucruri. Dar dacă, dacă primul ministru o să aprecieze ce fac și o să înțeleagă că Partida Romilor se află într-o continuă dezvoltare și că vine cu idei, la anul mai avem de făcut și televiziunea, prima televiziune. O să o dăm în primire. Pentru, minoritatea romă, pentru da. minoritatea romă. Clădirea este gata, v-am dat-o în primire, acum urmează să o dotăm și vom avea și prima televiziune a romilor. Mă zbat să iau și clădire pentru. Ăsta cum se spune, pentru Muzeul de Istorie și pentru Centrul Național, Național de, de cultură. cultură. Având în vedere, domnule Paun, experiența dumneavoastră în politică, pentru că am tot vorbit așa despre reprezentarea romilor la nivel legislativ. Nu pot să nu vă întreb ce așteptări aveți de la viitorul președinte al țării. Mai avem puțin timp și aflăm... Domnule, din punctul meu de și vedere... Și cine va fi președintele României? Nu sunt ghicitor în stele, nu sunt mag, dar pot să cred că se conturează se conturează cel puțin două persoane în turul 2, eu așa-l văd pe domnul Ciolacu Vă și pe domnul Vă întreb din, Ciucă. Perspectiva, din Acuma, perspectiva romilor, nu personală Din perspectiva noastră, cel mai important lucru este ca acel președinte pe care românii îl vor vota în primul rând să înțeleagă că este nevoie de liniște și că este nevoie ca să fie un bun diplomat și să nu bage țara în război să înțeleagă că și relația cu Uniunea Europeană este una care trebuie să existe într-un cerc de valori, dar și relația cu vecinii trebuie să fie bună. Pentru că așa e de când e lumea. Cu cât ești într-o relație mai bună cu vecinii, cu atât este mai bine. Adică Uh, și când spun vecini atenție, ne uităm și la turci ne uităm și la, la toată lumea ne uităm, nu ne uităm doar la ruși ne uităm și la ucrainieni, de ce nu? ne uităm la toată lumea uh, nu pot ce să pe cineva tot ce înseamnă uh, tot ce înseamnă graniță cu România foarte apropiată sau următoarea țară uh, de graniță, adică avem războaie deja pe trei continente, nu e deloc în regulă. Dacă ăsta este primul lucru, domnule, lăsând de o parte că el nu trebuie să se bage el, spun, el cu e mare, președintele nu trebuie să se bage în treaba guvernului, să-și vadă de treaba lui, să dea încredințează mandat partidului care a câștigat alegerile poate să fie un bun mediator între ei, poate să vină cu niște idei, poate să negocieze, poate să fie orice, dar nu așa președinte jucător cum am mai avut. Iohannis și-a făcut treaba, pentru că, uite, deocamdată nu suntem în război. Acum, unii îl apreciază, unii nu îl apreciază. Nu este treaba mea ca să vorbesc despre un președinte al țării. Dar eu spun că îmi doresc ca să fie un președinte care se gândește că pe teritoriul României nu are ce să caute extremismul în primul rând. Trebuie să, trebuie să facă într-așa fel încât extremismul să fie la cote cât mai mici și să aibă o relație bună și cu, cu celelalte cele țări, țări în ceea ce privește contextul actual, adică cel am, de război. Am tot discutat despre uh, vot, însă vreau să-mi spuneți cât de important este pentru toți românii, dar și pentru minoritatea romă, să-și exercite uh, acest drept da, de a merge la vot, cât de important este. Pentru că de fiecare dată ați văzut uh, și oamenii de rând și-au cam pierdut încrederea. Nu mai merg la vot, că uite, până acum nu s-a întâmplat nimic ce o să se întâmple și de acum încolo. Totuși, votul este important. De obicei am văzut că atunci când este vorba de alegeri locale, iese lumea în Într-un număr destul de mare, pentru că trebuie să-și voteze primarul, să-și voteze președintele consilierului și președintele Consiliului Județean. Același lucru se întâmplă și la prezidențiale. La parlamentare nu prea vin. Și acolo la... sunt și multe partide, cred că se și încurcă în sigle. Nu, să -și neapărat, încurcă, nu, nu. nu, nu. <coughs> Parlamentul României nu a reușit să, să convingă foarte tare din cauza bălciului din cauza bănciului din Parlament. Parlamentul a ajuns ferentari. Bă, nu mai se discută la cotele care se discutau odată, nu mai sunt discursurile care se țineau odată. Poți să, poți să ai un discurs convingător și fără să arunci cu apă pe nu știu cine, să te duci cu aparatele de filmat, să faci nu mai știu ce, cu telefonul. ăsta mai... e circ, ăsta nu mai e Parlament. Nu, e Dumnezeu să mai întâi. n ce să cauți acolo. Te plătește statul român cu o grămadă bani asta trebuie să faci cert. Pe păi dacă am ajuns acum, care, în înjură mai tare, la e mai șmecher. Sigur că omul de rând se plictisește. Nu mai e ce era. Nu mai e. De aia am și spus că pentru mine ciurba încălzită nu prea mai e ce era. Dar am niște lucruri pe care le-am explicat în emisiunea ta, pe care vreau să le fac și să le pun pe un făgaș. Ce să fac? Nu știu. Dacă voi ocupa poziția de președinte al Comisiei pentru Drepturile Omului, ai să zic că ar mai fi ceva pentru că aș mai putea să mai mici niște lucruri pe acolo. Dar, așa m nu, nu mă încălzește foarte tare. Domnule... Mă duc pentru că sunt obligat să mă duc. Domnule Păun, cred că sunteți sau nu cred. Sunt convinsă că sunteți cel mai important lider al romilor din țara noastră și. Probabil că cei mai mulți A, vă vezi cunosc. aveți păi, tu nu urmărești Facebook-ul. Uh, Cum să fiu cel mai important? Păi tu n-ai văzut că sunt lider au romii. Ce Dumnezeule? Păi tu n-ai văzut, păi, văzut că nici nu mai se duc la servici că atât de ocupați sunt cu Facebook-ul. Nu, nu se duc la servici. Mai mult pe, da, pe rețelele acolo sociale. Sunt pe rețelele sociale. Îi hrănește. Îi face să fie zmei. Uh, nu știu ce... Eu vreau să, să vă întreb. De da, ce important sunt ei? Ce Dumnezeu? Ai mă, Monica, mă Dacă nu aveți experiență, eu știu, pe TikTok și pe Facebook, în fața. Păi nu, nu-mi uh... nu place, deci să fiu sincer. Astea sunt jucării pentru copii până la o anumită vârstă. Să stai toată ziua, bună ziua, pe live-uri și să stai toată ziua, bună ziua, pe. Bă, dar copii nu mai ai, dar familie nu ai, dar treburi nu ai, dar servicii nu ai. Dar alte treburi nu ai, stai toată ziua să te înjur, să te porcăiști pe. Pă... Lasă-l, Doamne, iartă mă da. încolo. Ce se întâmplă? Sunteți și de ziua... ceva din. Uh, nu, din băi, că mă știi ce? Eu le mulțumesc, le mulțumesc că mă înjură pentru că, uite, banca fără bani. E, aia nu e bancă, și un om politic fără dușman nu e, um, îmi fac reclamă gratuit. Unii dintre ei îmi fac reclamă gratuit. Eu sunt important da. pentru familia mea, nu pentru ei. Domnule, Pom, cum le uh, spuneți acum telespectatorilor sau celor din minoritatea pe care o reprezentați, sau cum îi convingeți să voteze partida Romilor, eu știu, la uh, alegerile parlamentare? Cum, uh, cum îi convingeți, dumneavoastră ca și viitor politician? Din nou, Domne. că politician a fost o viață. Eu n-aș merge pe ideea că trebuie să-i conving. Oamenii mă cunosc și când spun oamenii, spun și romi și neromi. Mă cunosc de mulți ani de zile. Foarte mulți știu că atunci când eu spun ceva, lucrurile așa se întâmplă. Poate nu cu o garanție de 100%, dar în proporție de 80% de lucrurile s-au dus în direcția în care mi-am propus-o avem șansa ca să mișcăm niște politici publice în următoarea perioadă de timp. Și toată lumea știe că eu nu m-am băgat în tâmpenii și în prostii și mulți știu că eu n-am nevoie de bani, nu mă duc în Parlamentul României pentru că vreau să-mi fac vreo avere sau vreau să nu știu ce avantaje să am. Nu. Dacă doresc să contribuie cu adevărat, la, să pună umărul la aceste proiecte pe care noi vrem să le, le implementăm, atunci ei pot vota cu Partida Romilor. În ce sens? Noi, Partida Romilor, ca de altfel toate minoritățile, dar eu vorbesc despre Partida Romilor, noi avem Colegiul Național, ca să se înțeleagă mai clar, adică buletinul de vot pe care îl găsiți la Camera Deputaților. În toate, în absolut toate secțiile de vot, veți găsi la Camera Deputaților numele meu. Orice comună, orice sat, orice oraș, orice uh, cetățean român de etnie romă sau nu știu, de altă etnie, dacă doresc, dacă le sunt simpatic, dacă doresc să. Voteze cu Partida Romilor și cu mine, găsesc lista și cu semnul electoral, bineînțeles, trefla. Dacă nu, le mulțumesc oricum. Așa, oricum, vă vedeți de departe. Eu văd de drumul meu mai departe. Una... Și să înțeleagă toată lumea că Partida Romilor nu este singura organizație a Romilor. Mai sunt o sumedenie de alte organizații care au candidat la alegerile locale, dar n-au avut niciun scor și acum trebuie să înțeleagă că nu există altă organizație a romilor care să fi depus liste. Nu. Există doar niște indivizi care se află pe listele unor partide politice multe, care vor să ajungă deputați. Să le dea Dumnezeu sănătate, să ajungă deputați, senatori, cei mai. Ce-și mai doresc ei? Treaba lor. Un lucru este, cer, începe campania electorală la data de 1 noiembrie. Nu mai mă vedeți, eu nu voi ataca pe nimeni, nu voi înjura pe nimeni, nu voi discuta de nimeni, nu mă interesează niciun partid, nu am tangențe cu nimeni, eu îmi văd de drumul meu treabă la organizație, mai aveți în, Am mod, în mod sigur. Uh, domnule Păun, în final, pentru că toți spuneați că nu ne mai vedem cel puțin o lună de zile că durează campania electorală, în final, uh, ce mesaj aveți pentru cei care vă urmăresc acum astăzi și în special pentru uh, comunitatea romă, pentru toți cei care se gândesc, eu știu, la viitorul acestei uh, minorități? Uh, eu le spun celor care ne urmăresc acum, că în patru ani de zile vor vedea niște lucruri care se vor schimba în bine pentru comunitățile de romi. Nu în toate. Repet, eu încerc între 300 și 400. S-ar putea, 300 sigur, <coughs> e posibil și în 400 de comunități lucrurile se vor schimba radical. Dacă vor să înțeleagă, dar vom discuta împreună etapă cu etapă, acolo unde deja lucrurile vor intra într-o stare de normalitate. Și oamenii vor avea ocazia să vadă că ce am promis, aia voi face. Eu vă mulțumesc pentru prezența la emisiune, vă doresc mult succes și, Mulțumesc și eu. să ne vedem peste o lună cu rezultatele pe care dumneavoastră vi le doriți pentru minoritatea pe care o reprezentați. Mulțumesc! Doamnelor, domnilor, aici se încheie ediția din această săptămână a emisiunii Romi pentru România. Fiți alături de noi și duminica viitoare când ne revedem cu noi subiecte cu și despre romi. Eu sunt Monica Cornea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune.